Vă spun tuturor bun venit la o nouă întâlnire de familie. Scuzați. Vă recomand să vă așezați confortabil pe scaune. E păcat să stați încordați. O să aveți timp destul după aceea să vă încordați când veți vedea ce vă așteaptă acasă, dar până atunci relaxați-vă. Aș vrea să încep citindu-vă din Sfânta Scriptură un pasaj pe care îl cunoașteți foarte bine, 1 Corinteni, capitolul 13, care zice așa: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea e îndelung răbdătoare, plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte, prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce erau copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Urmăriți dragoste. Vă spuneam aseară că datorită păcatului e ceva în noi care nu ne face prea înțelepți. Spuneam dimineață că dacă nu învățăm să ne schimbăm pe noi înșine și nu căutăm lucrul acesta, e foarte greu să fii fericit în relația de căsnicie. Iar după amiaza aceasta, aș vrea să insist asupra acestui aspect, și anume, urmăriți să iubiți. Nu poți să fii fericit într-o relație dacă nu urmărești dragoste. Poți să fii geniu, poți să fii desăvârșit în sfințenia ta, nu a lui Dumnezeu, în a ta. Poți să pricepi toate profețiile din lume și să știi și ceea ce nu știe niciun om pe pământul ăsta. Zice că dacă toate astea se întâmplă în viața ta, martir să fii pentru credința ta, dar lipsește dragostea, nu ești nimic, nu ți ajută la nimic, n-are niciun rost. Pentru că în final, ceea ce Dumnezeu apreciază cel mai mult, nu sunt competențele tale, ci cât de mult îți pasă. Vă aduceți aminte că împarte toată omenirea în două categorii, da? Matei 25. Îi împarte pe toți în funcție de ce? Ia zi mie care ai știut să interpretezi corect la Apocalipsa 17. Așa? Ia, test. Zi repede. Cum e? Cu natura Domnului Iisus Hristos. E, cum e? Cu Duhul Sfânt. Ia, zi repede. Dacă nu știi, nu intri. Nu ai nicio treabă. Vreau să spun că toate aceste dezbateri teologice, dacă nu ne fac să-L iubim mai mult pe Dumnezeu și pe oameni, sunt chimval zângănitor. Certuri de vorbe, zice Pavel. Să bat oamenii cap în cap, care e mai grozav. Bă, nu e așa, e altfel. Uite, scrie aici. Uite, zice cu tare. Nu, ești pe alături. Toate astea sunt bune. Până când ajungi la dragoste. Și dacă nu e acolo, poți să știi sigur că e chimval zângănitor oricine face vorbe și certuri de vorbe. De ce? Cunoștința e în parte, nădejdea e în parte, toate lucrurile la final se încheie și rămâne una singură.
cât de mult îți pasă. Conflictele maritale au una din următoarele două cauze. Cei mai mulți dintre noi ne certăm din două motive. Primul e că cei doi, unul sau amândoi, nu reușesc nicicum să se facă fericiți unul pe celălalt. Al doilea motiv e că cei doi se fac nefericiți unul pe celălalt și în genere decurg una din cealaltă. Fiecare dintre noi așteptăm să fim iubiți și fiecare dintre noi credem că știm să iubim. Și atunci când intrăm în căsătorie, toate lucrurile sunt bune, cel puțin la început, până când încep lucrurile să scârție. Și când încep lucrurile să scârție, încep lucrurile să se strice. Și atunci, dacă unul din cei doi sau amândoi nu reușesc să se facă fericiți unul pe celălalt, nu reușesc, ai așteptat ca femeie, ca unul tău să facă niște treburi. Și el nu le face. Și îi explici, că știți, femeile sunt mai grafice, îi și spui, mă, bărbate, uite, așa stau lucrurile. Și el parcă nu pricepe. Și nu pricepe, să știți. De ce mai multe ori nu pricepe. Îi explici, îi desenezi, îi zici, mă, nu vreau mare lucru, vreau treaba asta. Și o să uită la tine așa că pânzit. Ce ai, mă, femeie, că lucrurile sunt mai simple decât atât. Sau el îți zice că vrei și niște treburi. Și tu te uiți la el și zici, nu e adevărat, ce vrei tu nu e bine, ce zic eu e mai bine. Și el se uită la tine și zice, mă, femeie, dar de ce nu pricep? Pentru mine lucrurile astea sunt importante. Și pentru că nu reușesc niciunul să se facă fericiți unul pe celălalt, relația se strică. Pentru că ai senzația că celălalt nu vrea. Vreau să știți că de cele mai multe ori nu e vorba că nu vrea. De cele mai multe ori e vorba de ignoranță. Nu știu. Nici ea, nici el. Și pentru că nu ești fericit, urmează pasul 2. Dacă eu sunt nefericită, păi stai să vezi când o să fii tu nefericit. Iar eu mă pricep cel mai bine să te fac, să știi cum e. Și atunci, inevitabil, pentru că nu reușesc să fiu eu fericit, atunci măcar să suferim în doi. Adică de ce să mă chinui numai singură sau singur? Da? Și inevitabil, lucrurile se strică. În după amiaza aceasta, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri legate de prima variantă. De a doua e povestea mai lungă. Dar, aș vrea să mă folosesc de un portofel. Ca să explic puțin despre ce e vorba, ce vreau să zic. De ce portofel? Că e cel mai simplu dintre toate, adică aproape toți aveți portofel. Chiar dacă n-ai bani prea mulți în el, dar mai ai un card, mai ai o chestie pe acolo și toți avem portofel. Da? Vreau să vă imaginați că relațiile noastre sunt asemenea unui portofel. Toată viața ai nevoie de el. Fie că îți place, fie că nu-ți place. Fie că îți plac banii, fie că nu-ți plac banii, ai nevoie de portofel. N-ai ce-i face, trebuie să-l porți. Așa e și în relație. Nu întotdeauna îți plac toate lucrurile și există unele lucruri în relație fără de care nu se poate. Adică, n-ai cum. Dacă ești căsătorit, sunt unele lucruri care trebuie să le faci musai. Nu le faci? E jale. Le faci? E ceva mai bine. Doi, știți foarte bine că e greu de pus bani aici. Adică, poate la dumneavoastră, unii dintre noastre, faceți bani mai ușor. Ce să zic eu? Mă bucur pentru dumneavoastră. Eu nu fac bani ușor. Nici nu o să ai rostul vieții pe pământul ăsta al meu. Dar știți bine că banii nu se fac foarte ușor. Adică nu scad bani din cer de undeva. Muncești pentru ei și unii transpiră greu și cu multă grijă că îi strângi repede, dar să duc și repede. La fel e și relație. Nu întotdeauna e ușor să arăți dragoste față de celălalt. Uneori în relație, și unii dintre noastre știți despre ce vorbesc, uneori muncești greu ca să bagi acolo puțin. Și faci eforturi supranaturale uneori ca să nu rămâi flămând de tot. De aceea aveți grijă cum faceți. Doi, nu poți să cheltui dacă n-ai bani aici. Te duci în magazin. Am fost săptămâna trecută să-mi cumpăr ceva de mâncare. Eram plecat la Cluj la niște cursuri și m-am dus să-mi iau ceva de mâncare și aveam 38 de lei, mi-a cerut 38 de lei și 19 bani. Aveam un portofel 38 de lei. N-aveam 19 bani. M-am căutat în buzunar și n-aveam 19 bani. Domnul s-a uitat la mine și m-am gândit că o să-mi zic, lăsați, domnule, 19 bani, ce înseamnă? A trebuit să scot cardul și să-mi plătesc cu cardul. Că nimeni nu-ți dă 19 bani degeaba. Nu poți să cheltui dacă n-ai băgat în el. Vreau să vă spun că unii dintre noi trăim în viață, în relație,
fără să băgăm nimic în familie și în relație, crezând că poți să trăiești și așa. Am auzit o glumă mai de mult, am mai repetat-o câteva ori, dacă vă spun și dumneavoastră, nu o să vă supărați pe mine. Spune că o femeie, după 15 ani, se duce la pasul, zice, domnule, nu mai pot să trăiesc cu omul ăsta. Din ziua anunții nu mi-a zis că mă iubește, eu nu mai pot, niciodată nu-mi zice nimic. Se duce pastorul la om și îl întreabă, băi, ce ai pățit? Ai probleme? Nu mai iubești nevasta? Ce? Nu, frate, i-am zis în ziua anunții că o iubesc, când mă răzgândi, spun. Unii au senzația că dacă au băgat, i-au dat nevestei o chestie, o bagnotă de 100 de lei, treaba asta o să dureze toată viața. Femeie, ți-am dat 100 de lei? Cum? E cheltuit bătuți? Păi trebuie să-ți ajungă vreo 10 ani, cel puțin. Din păcate, unii credem că putem să trăim fără să băgăm nimic în relație. Dar nu realizăm deloc, că e la fel ca și cu banii, la fel și cu portofelul. Dacă n-ai băgat, n-ai de unde să scoți. Și te uiți la soție și o vezi pipernicită și chircită și stafidită și ofilită și se întreabă, bă, ce e iarba mai verde la vecinul? Păi e cum ai udat. Pentru că să știți un lucru, dragii mei domni, soțiile sunt ca un soi de bancă. Îți dă înapoi cu dobândă dublă, triplă, tot ce le dai. Le dai de bine, primești de bine. Le dai de rău, primești de multe ori ce le dai. Ele schimbă toate lucrurile, ți le dau înapoi într-o măsură bogată, de plină, clătinată, gândilată, tot ce vezi noastră, dar ți le dă pe toate de zici că au un leu. Dacă le dai de bine, primești de bine. Nu? Noastră știți ce pățiți, nu trebuie să vă mai zic eu. E foarte important să faci economii. E bine să ai întotdeauna niște bani negri pentru zile albe. Sau zile bani negri, bani albi pentru zile negre. Ah, ok. Să pui deoparte ceva, așa este. Vreau să vă spun că și în relație este foarte important să nu trăiți niciodată pe datorie. Lasă nevastă că o să-ți aduc mâine niște flori. Lasă bărbate că mâine o să fiu mulțumită. Vreau să vă spun că e cea mai păcătoasă stare în care poți să te afli, să trăiești în relații pe datorie. Faceți întotdeauna economii. Ce înseamnă să faci economii în relație? Tot timpul ceva în avans. Tot timpul să dai mai mult decât primești. Tot timpul să te gândești, să așezi în inima soției tale, în inima bărbatului tău, niște lucruri, niște sentimente, niște amintiri, niște orice, orice e de valoare, care să fie acolo în inima lui și a ei și niciodată să nu se ducă. Mulțumesc mult de tot. Lăsați-mă să vorbesc, că am timp foarte puțin, să știți. Ok. Mi s-a dat termen și vreau să mă încadrez, am mult de zis. Banii au valori diferite. Ce ați prefera să aveți în buzunar? Una de un leu sau una de 50? Din care ați vrea să aveți mai multe? De ce? Pentru că are valoare mai mare. În relație, fiecare lucru pe care îl facem unul celuilalt are diferite valori. Problema e că pentru mine s-ar putea să aibă valoare de 50 de lei, iar pentru celălalt să aibă valoare de un leu. Și eu zic, păi nu ți-am dat 50 de lei? Unde mi-ai dat? Era de un leu, am arătat de un leu. Poate 50 de bani. Cum, dragă, păi ți-am dat 50 de lei? Nu mi-ai dat, mă, mi-ai dat doar un leu. Despre ce e vorba? E posibil, de exemplu, pentru mine, mie îmi place, și soția are grijă întotdeauna, îmi place să primesc mesaje de la soție sau bilețele pe buzunare. Mie îmi place treaba asta. Și ea, când mi le face, e ca și cum mi-ar da 50 de lei de fiecare dată. Pentru ea nu e așa important mesajul. Și când îi le dau, eu îi scriu mesaje, îi trimit. Mi-e drag să fac treaba asta, că mie îmi place să le primesc, știți? Și îi trimit și eu ei și când mă duc acasă, de unde sunt eu după deplasări, îmi zice mereu, mi-ai adus și mie ceva? N-am adus nimic, de ce? N-am te gândit așa ceva pentru mine, orice? Păi da, nu ți-am scris mesaje, nu te-am sunat, ți-am zis că te iubesc, toate alea. Da, sunt fain, îmi place, dar e doar de un leu. Mi-a dat și mie ceva de 50 de lei? Da, dragă, dar ți-am dat de 50 de lei, știi cât e? M-am gândit ce mesaj să-ți trimit, mi-am luat timp, am făcut una alta. Da, știu că pentru tine înseamnă 50 de lei, dar pentru mine e doar un leu. Ce nu pricepem noi e că fiecare lucru pe care îl facem are valoare diferită pentru alți oameni. Pentru o femeie, de exemplu, să ai grijă și să-i aduci salariul acasă înseamnă mult.
Pentru alta s-ar putea să nu însemne nimic. Pentru un bărbat s-ar putea, dacă îi face o mâncare dintre aia cum îi place lui, așa, să așează la masă și... Bun a fost. Să fie 100 de lei. Iar pentru altul să spună, bă, și dacă îmi dădeai o, acolo repede o banană cu niște, nu știu ce, minunății, sau o bucată pâine cu niște ceai, era super ok. Păi și eu m-am chinuit, am gătit atâta pentru tine. E, ai gătit degeaba. Mie puteai să-mi faci și treaba, elaltă și era suficientă. Da, dar eu am făcut eforturi. O fi. Pentru tine înseamnă 50 de lei, pentru mine înseamnă doar un leu. Ce nu pricepem noi e că gesturi diferite au valori diferite. Și te pomenești gândind că ce ai făcut pentru nevasta ta e o chestie mare. Băi, 1.000.000 de lei am dat. Și asta uite, zice, bă, mai mult de 100 de lei nu valorează treaba asta. Cum dragă, băi, am făcut eforturi supranaturale. O fi. Dar pentru mine treaba asta atât valorează. De aceea vă recomand să căutați lucrurile cu valoare mare, dar nu le neglijați nici pe cele mici. Știți, uneori, dacă n-ai să schimbi 50 de lei, e bun și una de un leu. Însă nu pierdeți niciodată vremea cu lucrurile fără valoare. Și pentru că timpul trece, aș vrea să vă vorbesc de câteva lucruri care sunt cu valoare mare pentru bărbați și femei, așa cum spun cei care au studiat treaba asta mai mult decât mine. Știți care este primul lucru fără de care o soție nu poate să trăiască? Care pentru ea 1.000.000 de lei, sau 100 de lei, sau 1.000 de lei, oricum valoare maximă. Domnilor, știți? Timp. Timp. Mulțumesc. Altceva. Poftim? Atenție. Atenție. Mulțumesc. Complimente. Mulțumesc. Pentru că timpul zboară, îmi pare rău, nu pot să vă întreb prea multe, că vreau să trec prin toate. Primul lucru, domnilor, fără de care o soție nu poate să trăiască, este afecțiune. Ce înseamnă afecțiune? Înseamnă să-i transmiți în toate modurile posibile, am grijă de tine, te protejez, ești importantă pentru mine, nu vreau să ți se întâmple ceva, sunt preocupat de problemele cu care te confrunți, sunt alături de tine, cred că ai făcut un lucru mare, sunt mândru de tine. Toate aceste lucruri le spui prin gesturi de afecțiune. Și vreau să vă spun un lucru. O soție obișnuită rare ori primește suficient afecțiune. Și mai mult decât atât, niciodată nu se plictisește. Niciodată nu se spună, gata, e suficient, ajunge. E destul. Niciodată. Niciodată nu va refuza îmbrățișari, flori, gesturi frumoase, scos în oraș. Niciodată nu o să zică, e suficient. Întotdeauna va vrea mai mult. Ce nu înțeleg bărbații e că afecțiunea nu are nicio legătură cu intimitatea sexuală. Nu are nicio treabă, băieți, domnilor, fraților, cum să vă zic. Problema noastră e că de cele mai multe ori când facem gesturi de afecțiune ca bărbați, ne gândim imediat la ce urmează. Dar vreau să vă spun că pentru o femeie, în mod normal, și acum, doamnelor, dacă greșesc, vă rog frumos să mă corectați, să spuneți, nu e adevărat, frate, vorbești prostii. Pentru marea majoritate a femeilor, afecțiunea n-are nicio legătură cu intimitatea sexuală, are de-a face doar cu sufletul ei. Îți pasă de ea. Și prin gesturi dintre astea mărunte, o îmbrățișare, o mângâiere, o floare, o atenție, o grijă, un ajutor la bucătărie, nu știu, ceva deosebit, o surpriză, orice gest prin care îi spui de fapt ei, ești prețioasă pentru mine. Mi-e drag de tine și sunt mândru de tine și... Problema e că marea majoritate a bărbaților nu sunt afectoși. Tocmai de aceea în Efeseni, capitolul 5, Pavel le zice bărbaților ce? Iubiți-vă nevestele. Știți de ce? Pentru că se pare că bărbații au o neputință serioasă în a fi afectoși. Nu vorbesc despre toți, dar marea majoritate a bărbaților nu reușesc, nu știu, nu pricep cât de importantă este pentru soția lui ca el să fie afectuos, adică grijuliu, tandru, atent, să-i pese, să o protejeze, să o ajute, să-i fie acolo, să simtă ea că inima lui bate pentru ea. Dar, doamnelor, aș vrea să vă spun un lucru. Mama te începe, nevasta te termina. Nu vă gândiți la prostii. Afecțiunea se învață.
Și dacă n-ai învățat de la mama, cele care sunteți mame și aveți băieți, aduceți-vă aminte, vă rog frumos, de cuvintele acestea. Creșteți-vă băieții și educați-i în așa fel încât atunci când vor fi căsătoriți, dacă vor fi căsătoriți, să știe să aprecieze o femeie, să o iubească și să fie afectuos. Așa cum poate nu vi se întâmplă dumneavoastră acum, dar el trebuie să învețe. Eram la Craiova și am ținut un seminar de comunicare, cred că era, și în primul rând aici era o femeie, o doamnă tânără, gravidă, și a plâns 2 ore cât a fost discuția, întâlnirea respectivă, a plâns în continuu. Și a venit la mine după aceea să-mi povestească ce s-a întâmplat, venise cu o doamnă mai în vârstă și mi-a povestit că înainte să plece de acasă, bărbatul ei o bătuse. Ce s-a întâmplat? El era la toaletă, avea așa nevoie la toaletă, în casă cu ei era și mama soacră, mama lui, și ea i-a zis la ușa acolo, știți că femeile gravide au nevoie mai des la toaletă, și a zis, trebuie că frumos, mai repede că... El puțin supărat a ieșit de acolo că îl deranja pe el de la siesta lui, iar mama lui îi zice, și nu o să uit câte zile voi avea eu vorba asta, dă-i în gură, cum o lași să-ți vorbească așa? Și ăsta i-a dat-o, așa, românește. Și m-am întrebat, ce femeie o fi fost acea mamă? Să-i spună copilului ei să bată o femeie gravidă care urma să nască un copil. Dar nu conta că e gravidă sau nu. Dar o mamă să-și învețe copilul, băiatul ei, să fie atât de afectuos. Dar, doamnelor soțiilor, dacă mama n-a reușit, mai aveți dumneavoastră o șansă. Până la vreo 40 și ceva de ani. Pornul nu mai avea nicio șansă, îmi pare rău. Dar până la 40 și puțin, bărbații încă mai cresc. De acolo încolo e puțin mai greu. Însă, faptul că știi că soția ta are anumite nevoi nu înseamnă că ai și împlinit acea nevoie. Mai mult, trebuie găsit modalități diverse prin care să împlinim această nevoie domnilor, soților noastre, pentru că altfel o femeie... poți să-i faci o minunăție de lucru, să-i aduci bani acasă, să-i faci case, palate... Dacă ea nu se simte afectuos iubită, adică unde dragoste nu e, nimic nu e. Cum, frate, că i-am dat numai milioane, toți banii mi-a mâncat? O fi, dar pentru ea, ce ai dat tu valorează mai puțin decât valorează pentru tine. Și discutăm și despre noi. Nu vă îngrijorați, că nu vorbesc numai despre ele, da? Vorbim și despre noi. Nu hrăni nevoia soției tale cu intenții bune, pentru că altfel vei avea necazuri. De aceea, vă rog frumos, domnilor, dacă vreți să iubiți cu adevărat soția, nu neglija niciodată nevoia ei de afecțiune. Căutați orice manieră posibilă prin care soția să simtă că vă pasă de ea. Și că e specială, că e deosebită, că e în centrul atenției vieții dumneavoastră. Și când ea se simte așa, primul lucru fără de care el nu poate... Vă rog frumos, doamnelor, spuneți-mi și mie, care este? Poftim? Respect, apreciere. Așa este, o să discutăm și despre treaba asta. Dar studiile spun că prima lui nevoie e una mai pământeană. Înainte de căsătorie, el era atât de afectuos și atât de drăgăstos, atât de romantic ca un Don Juan sau un soi de Casanova. După nuntă, a devenit așa un soi de Gengis Khan. Dintr-un motiv oarecare, lucrurile se schimbă. Ce nu pricep marea majoritate a femeilor e nevoia asta a bărbatului. Doamnelor, surorilor, aș vrea să vă spun următorul lucru. Nu o să țin un seminar de sexualitate, că nu am timp, dar aș vrea să vă zic în 2 minute câteva lucruri. Faptul că soțul dumneavoastră dorește după tine... Să-i mulțumiți lui Dumnezeu și să vă temeți de ziua în care nu va mai dori de tine. Este răspunsul normal și sănătos al psihicului masculin către tine. Există 2 situații în care, domnilor, din păcate, lucrul acesta devine nesănătos. Primul dintre el este când există abuz. În momentul în care, căsătorit fiind, tu abuzezi de soția ta, adică împotriva voinței tale, ei,
sau cu forța, sau mai știu ce metode folosești, atunci lucrul acela este nesănătos. Și nu doar nesănătos, dar prin asta dovedești că nu-ți pasă absolut deloc de nevoile ei, ci doar de ale tale. Și poți să fii super predicator, să faci la școala de sabat tot felul de minunății, să fii super, super, nu știu de care, dar dacă acolo nu știi să fii tandru. A doua situație în care există probleme serioase e atunci când există exces. Ce înseamnă exces e mai dificil, că știți cum e, la 20 de ani bărbatul e un fel, la 50 de ani bărbatul e altfel, dacă mai are și un diabet sau mai știu eu ce, lucrurile se mai schimbă. Cert este un lucru, atunci când mintea bărbatului e numai la așa ceva, Elena spune că se produce o degradare a ființei umane, pentru că instinctul sexual e foarte puternic și dacă nu-l controlăm, dacă nu există un soi de autocontrol, degradează rațiunea și psihicul uman și devine un soi de animal, brută. Dar faptul că are dorință după tine, că îi pasă, că îi place și te caută, este absolut normal. Dacă nu este abuz și nu este exces și doar e drag de tine, este absolut. Nu suntem un soi de moști sexuali, ci pur și simplu, e drag de dumneavoastră. E drag de nevastă. Nu o să mă uit la ea și zic, ce perete drăguț. Eram la începutul căsătoriei și când treceam pe lângă soție, mai ales în spații mai strâmte, așa, pe bucătării sau pe unde era, știți, faci gestul ăla să nu deranjezi. Și ea îmi zice, stai liniștit, poți să mă atingi, să mă iei în brațe, că nu mă zgârii și nici nu mă stric. E super ok să știi. Ce nu pricepem noi însă că soția are nevoie de afecțiune, iar bărbatul are nevoie de intimitate sexuală. Acum, legat de treaba asta, cam așa arată ilustrativ bărbatul și femeia când vine vorba de sexualitate. Bărbatul e mult mai rapid pregătit pentru orice. Femeia însă lucrurile sunt puțin mai complicate. Ceea ce însă nu pricepem noi, bărbații, e că atunci când nu știm să înțelegem nevoia pentru afecțiunea femeii, nici nu știm să iubim cum trebuie. Ce nu înțeleg femeile este că aceasta este o nevoie pentru noi foarte mare. Frate, să mă lase frate să crească și el să se maturizeze. Ce atâta trăznaie de aia? Să crească și el, să fie om în toată firea, ne mai ocupăm cu prostii dintre astea. Ce nu pricep femeile e că asta nu e o prostie. Știți cum e? Cum zice el? Ce afecțiune, dragă, flori și alte minunății. O prostie, domnule. Cum prostie, frate? E foarte importantă. Mai zi-o, frate. Mai zile să priceapă. Că poate ori pricepe într-o zi. Și când vorbesc despre treaba altă, zic, da, frate, zile. Și el zice, nu mai vorbi, frate, că vorbești prostii, lasă că știm noi, ar trebui să ocupe și ei cu de-alea. Știți cum e? Ceea ce te interesează pe tine, întotdeauna e foarte important. Ceea ce le interesează pe celălalt, întotdeauna e mai puțin important. Și ce nu pricepem noi în familie, că pentru a fi fericiți și a ne fi bine unul celuilalt, este întotdeauna nevoie să împlinești nevoile celuilalt. Întotdeauna fericirea presupune că mie îmi pasă mai mult de nevoia ta decât de nevoia mea. Problema e că cei mai mulți dintre noi în relație de căsătorie nu gândim așa. Ne gândim mai mult la noi decât la ceilalți. Ne interesează mai mult nevoia noastră decât nevoia celuilalt. Nu ești afectuos? Nu-ți dau nimic. Nu-mi dai nimic? Nici eu nu-ți fac nimic. Sau mai știu ce alte minunății. Problema cu sexualitatea e că suntem creați defazați. Încă un minut și închei. Trec la următorul subiect. Dumnezeu ne-a creat așa și există o tensiune între noi. Și anume, bărbatul are nevoie de intimitatea sexuală ca să-și liniștească sufletul, să aibă contact cu emoțiile lui, să poată să se îngrijească și să fie afectuos cu soția. Așa suntem creați noi. Avem nevoie de treaba asta. E nevoie de descărcarea asta ca să ne simțim... Asta dacă n-adormim imediat după aia. Da, ne trezim. Însă, ea are nevoie de afecțiune ca să se dăruiască. Și în tensiunea asta se vede cât de mult ne pasă unul de celălalt. Este, cum să zic eu, cel mai fin instrument de reglat al relației. Vă dau scurt un exemplu. Eu vorbesc toată ziua, mai ales în sabat, dimineața și până seara. Mă duc acasă. Știți care e cea mai mare nevoie a mea când mă duc acasă?
Să mă lase în pace toată lumea, să nu mai vorbească nimeni cu mine, să nu mă întrebe nimeni nimic, să mă lase în pace. Mă duc acasă, soția mea a stat cu toți patru copii. Știți care e cea mai mare nevoie a ei? Să vorbească cu mine. Și mă ia de nou. Eu n-am niciun chef. Ea are tot cheful din lume. Gata tensiunea. Și dacă nu găsim cea mai înțeleaptă și mai bună, potrivită soluție, ne certăm. Și ne-am certat. Ne-am și împăcat. Ceea ce nu pricepem noi, sau ceea ce a creat Dumnezeu prin sistemul acesta, e că datorită acestui defazaj, contratimp, se vede aici cât de mult ne pasă unul de celălalt. Mă duc acasă și uneori soția mă vede că sunt frânt, praf. Deși ar vrea să vorbească, să-mi spună toate alea, mă lasă să mă culc. Știe că a doua zi stăm de vorbă. Alte ori îmi dau seama că nu poate, nu că nu vrea, nu poate să mă lase în pace. Nu mai are putere. Nu mai e în stare. Vrea, e plină și vrea să vorbească. Mă duc, îmi dau palme, mă spăl pe ochi. Hai să stăm de vorbă. Nu mai pot, n-am niciun chef, n-am nicio dorință, dar îmi dau seama că are mare nevoie și pentru că mi-e drag de ea și nu vreau să o văd lângă mine bufnind, trăznind și toată noaptea să mă... Așa? Nu se întâmplă niciodată. Sau să zbor din pat, deci asta. Fac efortul acesta. Alte ori s-ar putea să adorm în timp ce vorbesc cu ea. Eu adorm foarte ușor, n-am probleme de somn, niciodată n-am avut. În drum spre pernă adorm. Îmi și zice, tu ai pus capul și s-a stins lumina. O singură dată mi s-a întâmplat să nu pot să dorm. Cred că eram în facultate. Și m-am imaginat eu o pajiște verde, știi, cu oile care sar. O pajiște verde, un gărduleț alb frumos dintre la micuț și săreau oile albe, așa, una câte una și le număram, una, două, trei. Păi și când s-a dorm, a sărit una neagră și m-am trezit. Ce caut asta neagră aici? Și de atunci n-am mai numărat oile niciodată. Bun. Când va învăța să fie afectuos, felul în care bărbatul se va manifesta și în intimitatea aceasta va fi foarte diferit. Însă, când interesul tău va fi doar pentru satisfacerea nevoii tale și nu-ți va păsa de nimic altceva și vei folosi corpul soției tale doar pentru plăcerea ta, vreau să spun clar, dacă n-ai știut-o încă sau nu ai pățit-o încă, pentru ea va fi cumplit. Cumplit. Ceea ce însă cele mai multe soții nu pricep e că nu-și cunosc propria sexualitate și în același timp nu învață și nu caută metode prin care să se bucure de treaba aceasta. Mergem mai departe că timpul zboară. Ea are nevoie ca el să vorbească cu ea. Rare ori auzi un bărbat văitându-se că soția lui nu vorbește cu el. Și că nu știu ce să fac, mă băieți, dar soția mea nu mai vorbește cu mine. Fericitule! Fericitule! Super tare! Problema e că de cele mai multe ori soțiile se plâng că soțul nu vorbește cu ea. Înainte de căsătorie, întotdeauna bărbații sunt foarte vorbărești. Cei mai mulți dintre ei vor să cunoască, vor să știe, vor să audă ce ai făcut, cum te simți, După căsătorie, e mai greu. Problema domnilor, și aș vrea să căscați urechile bine la treaba asta, că e important. Soția vrea să stea de vorbă cu cineva căruia îi pasă de ea. Și mai mult decât atât, în psihicul feminin, conversația, statul de vorbă cu cineva, se amestecă cu afecțiunea și se simte una cu persoana respectivă. Adică, o femeie când stă de vorbă cu tine și îți împărtășește și îți vorbește și îți zice și de vrute și de nevrute și tu asculți și din când o mai strângi în brațe și mai zice, aoleu, chiar așa, vai, cu ce te ajută, da? Ea simte, pur și simplu, că e una cu tine. Cred că zic ce nu trebuie și îmi taie microfonul. Și atunci, pentru ea, conversația cu soțul ei e ca și cimentul pentru orice structură. Dacă nu vorbește cu tine, are o problemă mare. Cei care aveți soții casnice, vă rog frumos să țineți cont de lucrul acesta, aveți soții care stau acasă și nu lucrează. Niciun bărbat nu are capacitatea de a susține câtă nevoie are femeia de conversație. Adică nu avem atâtea cuvinte, atâta timp, atâta energie să ascultăm cât vorbește o femeie. Să ascultăm, nu doar să mai și vorbim. Da?
Dacă e casnică și depinde exclusiv doar de conversația cu tine, n-are cu cine să stea de vorbă, n-are prietene, n-are nu, și stă doar de tine, vreau să spun că te-ai ars. Va trebui și vă dau un sfat aici foarte serios, faceți eforturi ca soția dumneavoastră, casnică fiind, să aibă posibilitatea să aibă prietene. Să sune, să vorbească, vecine sau mai știu eu ce. Nu vecini, nu prieteni, da? Ci vecine, prietene. De ce? Pentru că are nevoie. Dar să nu credeți, dacă aveți soții care lucrează, de exemplu, și ele se duc, vorbesc cu toată lumea, să nu credeți că își consumă cuvintele cu toată lumea. Și pentru tine nu mai are nimic. Întotdeauna păstrează și pentru tine o doză consistentă. De ce? Frații mei, ce nu pricepem noi, nu reușim să pricepem treaba asta. Cei mai mulți bărbați nu reușesc nici cum să priceapă. Femeia, când vorbește cu tine, ea se atașează de tine, se leagă tine, se lipește de tine. Învață și își dorește să te iubească. Pentru ea, nevoia asta este, cum să zic eu, cum e pentru tine să fie disponibilă când ai tu nevoie. Hai frate, lasă-mă în pace, a ta vorbă, vorbește vrute și vrute, mă doare capul, m-am săturat. Dacă vrei să-ți fie bine, să-ți fie drag și ție, cască urechile, deschide gura și petrece timp cu soția ta, pentru că altfel, știți cum încep adulterele? Cum se întâmplă adulterele? Cele mai multe dintre ele n-au nicio legătură cu păcatul în sensul cum îl înțelegem noi. Adică se trezește într-o zi o femeie sau un bărbat și spune, azi mă o să mă culc cu altul. Niciodată nu se întâmplă așa. Sau foarte rar se întâmplă așa. De obicei se întâmplă așa. Că unul de acasă nu stă de vorbă niciodată cu ea, nu ascultă, o repede, nu-i afectuos, nu-i pasă, dar la servici, pe-n vecini, pe-ntre prieteni, e un ghiță care fie el are probleme și el în familia lui, fie el e mai drăguț așa de felul lui, n-are nicio intenție. Dar îi zâmbește pe la servici, îi spune, wow, ce frumos te-ai îmbrăcat azi, și a să uită, a observat cineva, al meu, că unul, și goală dacă aș pleca n-ar vedea. Și îi zice de dulce, îi zice o vorbă azi, îi face un compliment mâine, cu sau fără intenție. Și se descoperă femeia doritoare după vorbe frumoase. Că balaurul, căpcăunul, n-are timp. Da, ghiță, te aștept diseară la portiță, într-o seară, cândva. Și se pomenește săraca femeie legată emoțional. Femeile nu înșeală sexual, să știți. Rare ori își doresc un bărbat, adică nu prea se întâmplă treaba asta, să și-l dorească pentru că arată super bine. De obicei, te miri ce alegere au. Dar acel ghiță are urechi, are guriță, o ascultă, îi vorbește frumos și ea se simte în psihicul feminin că stai de vorbă și arăți interes pentru o soție, ea simte că e una cu cealaltă persoană. Se simte atașată. Și dacă căpcăunul nu bagă de seamă, el are nevoie, surorilor, ca ea să fie așa un soi de parteneră de joacă. Adică, știți cum se întâmplă, și nu vă supărați pe mine, doamnelor, dar trebuie să vă zic. Nevoia simte, cumva soția simte nevoia să-l facă pe soț să se poarte frumos, să se îmbrace mai bine, să vorbească mai liniștit și... Nu, are senzația uneori, soția au darul ăsta fantastic, să strice când e distracția mai mare, atunci să strice toată plăcerea. Când vrei și tu să faci o chestie care îți face ție plăcere, spune, ce-ai nebunit? Va fi bucuroasă treabă de făcut. Copiii teme de făcut. Aia trebuie să o duci colo, aia trebuie să... Cum să te duci și tu să faci nu știu ce minăție? Știi, mi-a plăcea și mie să mă dau la pescuit. Ce pescuit? Ce să faci eu? Să stai să dai la undiță. Stai liniștit că avem treabă. Gunoiul e nefăcut. Acolo n-ai văruit. Atunci încep toate. Și mai mult decât atât, soțiile au un dar fantastic să te facă cum vor ele. Nu, într-un lucru pe care, nu știu, vorbeam și aseară. Simte nevoia să-l facă pe bărbat să se comporte cum crede ea că e cel mai bine. Și vrea și el săracul să facă o chestie care îi place și lui și ea zice, ce ai nebunit? Ce? Ești copil?
Ești om mare, bun, deși fă lucruri serioase. Da, dar aș vrea și eu să... Lasă prostiile, vină să fire, ce e? Au câteodată femeile, aproape întotdeauna, zice eu, darul să strice toată distracția vieții. Doamnelor, aș vrea să vă spun un lucru. Văd câțiva bărbați zâmbind. Înseamnă că nu zic rău. Doamnelor, vreau să vă zic un lucru. E numai normal să căutați să-l șlefuiți pe soțul dumneavoastră, să faceți cea mai bună versiune. Păi, vei drag, de asta o faceți, nu faceți cu răutate. Dar să știți că bărbatul are și el nevoie să facă și ce-i place lui, nu numai ce-ți place ție. Frate, dar sunt prostii ce vrea el, copilării. Știți care e diferența între bărbați și băieți și bărbați? Prețul jucăriilor lor. Unii se joacă cu mașinuțe mici, alții cu mașinuțe mai mari. Unii cu minunății, alții cu alte minunății. Suntem foarte simpli noi, să știți, noi suntem complicați. Problema e că dumneavoastră complicați tare rău lucrurile. E normal să vreți să faceți ce credeți că e bine pentru familie. Problema e că nu ne dați voie, de multe ori nu dați voie bărbaților noastre să facă nici să respire, fără să-i ziceți dumneavoastră. Și cum respiră trebuie să fie învățat. Și vreau să vă spun că e greu. Pentru că nevoia bărbaților este să facă și ce le place lor, atâta timp cât lucrul acesta nu e păcătos și în același timp cât nu este în exces, adică tot timpul numai la plimbare, tot timpul numai la joacă, tot timpul numai știu pe unde. E foarte adevărat că avem responsabilități în familie de care trebuie să ținem cont și acestea produc tensiuni. Dar aș vrea să vă spun că dacă tot timpul îi veți dicta ce să facă și tot timpul veți obliga să facă numai cum vreți dumneavoastră, treaba asta pentru el înseamnă să scoți toți banii din buzunar, să-l lăsați lefter. Pentru că are și el nevoie să facă ce îi place. Și dacă cea mai bună variantă ar fi să vă duceți împreună cu el, să fiți cel mai susținător fan pe care îl are, să învățați să vă bucurați de ce îi place și lui, să faceți împreună cu el și ce îi place lui și să nu simțiți nevoia ca de fiecare dată să iasă numai cum vreți voi. Nici nu vă dați seama cât de importantă treaba asta pentru un bărbat. Frate, maturizeze și el. Dar știți cum e? Cum v-a zice eu? Maturizați-vă puțin, nu mai stăm de vorba ta cu voi. Ce-a ta vorbă? Nu v-a sătura toată? Tacă, 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 tot timpul. Opriți-vă. Da, frate, dar e important pentru mine. Aha, e important. Dar pentru el de ce n-ar fi importantă treaba aia? Păi să maturizeze. Dar cine a zis că trebuie să fie altfel decât vrea el? Vă ce ți-aminte, ziceam dimineață, că tot timpul căutăm să-l schimbăm pe celălalt și vrem să-i facem după chipul și imaginea noastră. Dar nu e adevărat. A iubi înseamnă în mod intenționat să urmărești, să faci bine celuilalt, așa cum îi place și lui și ei. Ea are nevoie de încredere totală în el. Când un bărbat îi oferă această siguranță, când o femeie are încredere în bărbatul ei, vreau să vă spun că lucrul acesta este atât de important pentru ea încât nici nu vă imaginați. Problema e că mulți dintre noi alegem minciuna. Și sunt cam trei tipuri de mincinoși, soți mincinoși. E mincinosul născut, cel care de mic copil a tot spus mici minciuni cu privire la tot felul de lucru. De exemplu, întreabă părinții, înveți? Și îl spune, da, 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 da. Deși el se juca pe telefon sau citea o carte sau mai știu ce făcea. E bine dacă citea carte, dar așa, se juca pe telefon, așa. Inventează tot felul de povești, tot felul de lucruri, schimbă în mod subtil adevărul și imperceptibil la început. Doar că e destul de ușor de dovedit dacă ești atent. Și când îl confrunți, de obicei neagă. Are un defect de caracter astfel de om. Dacă te-ai căsătorit cu unul dintre ăsta, ce să vă zic? Să vă dea Domnul înțelepciune. Dar e greu. Se spune că în jurul vârstei de 40 de ani, în mijlocul vieții, când apare criza, unii dintre ei se mai schimbă, dar foarte mulți nu reușesc. Nici măcar atunci. E nevoie de o convertire profundă. E ca un soi de adicție, să știți. Al doilea este mincinosul care evită problemele. Adică nu minte tot timpul, doar atunci când există o presiune prea mare. Știți cum e? L-ai rugat să facă o treabă, el a uitat să o facă și îl întrebe, ai făcut treaba aia? Și el se gândește, dacă îi zic că n-am făcut-o,
începe ciorba de limbă și face nevastă mea o ciorbă de limbă. Și atunci zici, ok, spun o minciună. Ea oricum nu verifică acum, dar până când reușește ea să identifice, eu să și fac treaba aia. Și atunci spune, da, drag, am făcut-o, cum să nu? M-a rugat, sigur. Problema e că bărbații au memoria scurtă. Și au zis și pom a uitat. Și pomul ea descoperă că nu s-a făcut și vine la el cu o falcă în cer și una în pământ. N-ai zis tu că ai făcut? Și el a fost prins cu minciuna și simte nevoia să dea vina pe altcineva. Vreau să vă spun că astfel de bărbați nu vor minți dacă nu sunt presați. Dacă vreți să nu mintă, trebuie să-i creați un mediu în care să simtă că nu e presat. E foarte greu treaba asta, dar ce să zic, vă dau ca sfat, poate reușiți. Și există mincinosul protector, adică cel care crede că dacă ar spune adevărul așa cum este el, ar fi greu de suportat pentru soția lui. Ce vreau să vă spun, domnilor, este următorul lucru. Soția dumneavoastră niciodată nu se teme de niciun adevăr crunt. Ea se teme de minciuni. O femeie, când trece prin necazuri, e ca GPS-ul la mașină. Se încurcă puțin, nu știe și pe mă zice reconfigurare traseu. Adică, o deranjează că e problemă, o supără că e ceva greu de făcut, dar niciodată nu se teme de o problemă, indiferent cât de mare este ea. De ce? Când ea știe despre ce e vorba, se organizează în așa fel, adaptează situația în care se află și reușește să găsească o soluție. Sunt multe mult mai rezistente femeile decât bărbații la multe lucruri. Un bărbat e bolnav, săracul, are o gripă, e în praf, e în pat praf, nu mai, dai, toate alea. O femeie e bolnavă, e în picioare, face 5 treburi și mai are grijă și de alți bolnavi, bărbatul, vezi. Femeile nu se tem, vreau să vă spun, domnilor, și intre bine în minte treaba asta, nu se teme de probleme, se teme de minciună. E îngrozită de gândul că soțul o minte. El are nevoie ca soția să arate bine. Iubește-mă așa cum sunt, nu? Caracterul contează. E cel mai important caracterul. Doamnelor, dacă credeți treaba aceasta, vă rog să vă sfătuiesc serios să citiți Cântarea Cântărilor. Acolo, mirele zice, soția mea e de încredere, e o femeie harnică, e o femeie săritoare, e o femeie atentă, are un caracter... Așa scrie în Cântarea Cântărilor. Păi cum, nu caracterul e important? Este, dar nu doar caracterul. Bărbații au nevoie să știe că dumneavoastră vă pasă și de aspectul acesta. Având grijă de tine, de fapt ai grijă de el. Ceea ce contează e sufletul, nu? Da, e important sufletul. S-ar putea unele femei să spună bărbații să maturizeze mai repede și să aibă principii și valori mai înalte, dar vreau să vă spun că pentru un bărbat lucrul ăsta are importanță. Dacă pentru tine înseamnă 50 de bani și nu dai 2 bani pe treaba asta, pentru el treaba asta e 100 de lei și e important. Ama, nu trebuie să fii 90, 60, 90. Dar trebuie să vadă că îți pasă și de nevoia lui. Și doar foarte pe scurt aș vrea să vă spun, aveți grijă la îmbrăcămintea dedicată strict soțului. Este îngrozitor când pleci de la soțul tău să pleci super dichisită și când te prezinți în alintea lui să fii vai și amar de tine. Mesajul este, nu dau 2 bani pe tine, mă interesează ce cred alții despre mine. Și te duci lângă el cu halate de monton, când te strânge în brațe, parcă ia un butuc de... așa... Te duci la el cu toate alea murdare, cu părul făcut în fel și chip și zici, de ce să uită la tine cum să uită? De ce? Pentru un bărbat e important. Bărbații nu râd, femeile zâmbesc. Hai să vorbim despre femei. Femeile au nevoie de bani. Știți că femeile se căsătoresc pentru bani? Femeile zic nu. Vreau să vă spun că femeile au nevoie de bani suficienți ca să trăiască confortabil. Aici e mult de discutat. Dar foarte pe scurt vreau să vă spun un lucru. Femeile se căsătoresc pentru bani. Adică, nicio femeie nu se va căsători cu un bărbat decât dacă are o deficiență emoțională de un fel sau de altă minunăție, dacă nu au certitudinea și nu simt ele în sufletul lor că bărbatul acela va avea capacitatea să aibă grijă de ele și în privința asta. Dacă n-au încredere că el poate să le ofere
cât de cât confortul necesar, nu se mărită. Repet, dacă au vreo problemă, vor să fugă de acasă, sau sutura de părinți, sau e gravidă, sau știu ce minuții, atunci o face. Dar toate femeile se gândesc inconștient și la treaba asta. Și e sănătos, să știți, nu e rău. Nevoia unei femei pentru suportul financiar e serios și trebuie tratat ca atare. Ce înseamnă confort? Aș vrea să vă spun, domnilor, următorul lucru. Orice femeie care se căsătorește, orice fată care se căsătorește, speră că la ea acasă, la soțul ei acasă, va fi cel puțin la fel de bine ca la tata acasă. Da? Țineți minte treaba asta, ca să vă defineți bine cam care este nivelul pe care îl așteaptă. Să fie cel puțin la fel de bine ca la tata acasă. Dacă e mai bine ca la tata, sunteți fericiți. Ați câștigat-o, e bine. Dacă e mai rău decât la tata, ce să vă zic? Veți avea ciorbă de limbă. În meniu, zilnic, mai des. El are nevoie de pace și liniște. Știți cum îți imaginează bărbații viața? E fantezia oricărui bărbat. Ea îl întâmpine acasă cu dragoste. Copiii se poartă ideal și fericiți că tatăl a venit acasă. Casa e super bine întreținută. Soția îl roagă să stea jos, să se relaxeze înainte de a pune ea masă. Vin mirosuri din bucătărie care îl invită la masă, îl așează la masă, îl servește frumos. Și la masă n-are loc nicio conversație dificilă. Și femeile ar spune, trezește-te, bărbate, că visezi frumos. Domnilor, vreau să vă zic, cum aveți dumneavoastră nevoie de bani și de confort, noi bărbați avem nevoie de liniște și pace. Știți care e cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla la un bărbat? Să nu știe ce îl așteaptă când se duce acasă. Mă duc acasă și ce-o mai fi și de data asta? Intră în casă și te gândești să te îmbraci cu armură romană sau, știu, cavalerească. Să te pregătești psihic gândind că, aoleo, și ce mă mai așteaptă și de data asta? Știți cum e? Glumim. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Lucrurile pe care vi le-am prezentat nu sunt glumă. Ea are nevoie ca el să fie un tată bun. Întotdeauna femeia visează să facă copii care să semene cu tata. Ți-e dor de birou, dragă? Zice acolo sus. Însă a fi părinte bun necesită destul de mult timp. Însă cei care aveți copii și mai aveți copii mici, vreau să vă spun că în genere două sunt problemele cu care se confruntă familiile sau certurile în primii câțiva ani de viață, la început de viață. Relația cu socrii, asta e o problemă de cele mai multe ori, banii și educația copiilor. Creează cele mai mari dificultăți. Soția are nevoie și de asta vă cicălește mereu. Mai ocupă-te și tu, mai fă și tu, mai du-te și tu, mai stai și tu, mai ai grijă și tu, mai uită-te și tu. De ce? Pentru că pentru ea e important. Lasă-mă, dragă, copiii tăi ai făcut, stai și fă cu ei. Dar ce am făcut singură? Și ultimul lucru, că timpul a zburat deja, el are nevoie ca ea să fie mândră de el. Nici nu vă dați seama, doamnelor, cât de important pentru bărbat să-l apreciați. Tocmai de aceea nemulțumirea e atât de cumplită. Că prin nemulțumire, de fapt, îi spui soțului că nu e în stare de nimic. Pentru un bărbat, sentimentul competenței este extrem de important. El simte nevoia să fie, e ca un copil care are nevoie să fie încurajat totdeauna. Să-i spună soția, mi-e drag de tine, ești grozav, ești cel mai fain, ce bine, mă bucur. E în noi treaba asta. Știți cum e? Elena îi spune că singura ființă de pe pământul ăsta care poate să facă un bărbat să târască, parafrazez, nu spune chiar așa, să târască, să-i taie aripile unui bărbat. Nu sunt problemele, nu sunt șefii, nu sunt necazuri, nu sunt accidente, nu sunt bolile, nu. E nevasta. Pentru că noi tânjim după,
după a ști, să te uiți în ochii soției, soția să spună, bă, mie drag de tine, sunt mândră de tine, mă. Dar când tu îi zici, vai de capul tău, ce-o fi fost în capul tău, vai de cine te-o fi luat, de ce te-o fi luat, nu ești în stare de nimic, ești, da! Știți cum se face bărbatul în inima lui? Nu numai că mic, dar pentru ca să nu fie mic, să face mare și vrea să răspundă înapoi. Pentru că vrea să se apere. Dar tânjește să știe că soția îl apreciază, îi pasă și e mândră de el. În spatele fiecărui bărbat ar trebui să fie o soție care îl apreciază. Nici nu vă dați seama cât de mare e nevoia asta. Știți care e problema? Pentru că dumneavoastră nu aveți nevoia asta aceasta așa de acut, nu pricepeți cum e treaba. Așa cum nici noi, pentru că nu avem aceleași nevoi fundamentale ca și dumneavoastră, nu pricepem cum e treaba. Problema e următoarea și cu asta închei. Dacă vrem să fim fericiți acasă și ne pasă unul de celălalt, atunci ar trebui să ținem cont că nevoile noastre sunt diferite. Și dacă nu împlinim nevoia celuilalt așa cum se așteaptă el, lucrul ăsta ne face fericiți, nefericiți. Dacă tu ca bărbat nu te îngrijești de nevoile soției tale și nu-ți pasă de ce o interesează și pasă ei, tu de fapt nu o iubești. Tu poate că o iubești în felul tău ciudat, dar dacă îi dai doar de 50 de bani, 10 bani, un ban, umpli buzunarele de mărunțiși care mai mult o face să se chinuie decât să meargă frumos, lucrul ăsta se vede. Însă dacă îi dai ce o interesează, îi oferi ce are nevoie, lucrurile se schimbă. Problema e alta. Aceste nevoi sunt atât de profunde, încât dacă nu sunt împlinite în cadrul familiei, mulți dintre noi suntem tentați să le împlinim în altă parte. Și uneori e atât de puternică nevoia aceasta, încât nici frâna religioasă nu ne mai ține pe loc. Nu scuz, vă spun doar o realitate. Nu poți fi fericit în familia ta dacă ție nu-ți pasă de celălalt. Nu poți să faci soția fericită dacă pe tine nu te interesează ce interesează pe ea. N-ai cum să ai un bărbat liniștit și fericit și mulțumit lângă tine dacă ție nu-ți pasă de ce are nevoie el. Așa că nu pot să vă spun decât atât. Gândiți-vă bine. Mai citiți Corinteni 13. Și aduceți-vă aminte de ce spune 1 Corinteni 14:1. Urmăriți dragostea. Adică în mod intenționat. Faceți ceea ce știți că place celuilalt. Pentru că atunci iubim cu adevărat. În rest, vorbe suntem capabili să spunem toți. Dar nu întotdeauna a vorbi în limbi îngerești sau omenești înseamnă că e ce trebuie. Alții dintre noi am fi capabili să facem sacrificii mari. Dar dacă nu o faci de dragul și pentru celălalt, așa cum îi place lui sau ei, e deprisos. Pentru că la urma urmei, ceea ce rămâne în final e cât de mult ne-am iubit unii pe alții. Domnul să ne ajute să învățăm să o facem. Amin.